A doua zi de grevă a blocat în aeroporturile din Paris numeroși călători. Sindicatele controlorilor de trafic din Franța protestează față de restructurarea transporturilor aeriene sub denumirea un singur cer european, măsură care va duce la concedieri masive în acest sector. Nous avons pris un vol Air France qui nous a amené jusqu'à Roissy. Pas de souci non plus, impeccable. Sauf qu'arrivé à Roissy, c'est un gros bazar quand nous sommes là depuis 7 heures du matin. Et à mesure, on nous promet des vols, et tout s'annule les uns après les autres. Donc, a priori, on n'a pas de vol pour rentrer sur Montpellier aujourd'hui. Voilà. Autoritățile se așteaptă la noi greve în întreaga Uniune Europeană după ce comisarul transporturilor, Siim Kallas, a cerut urgentarea punerii în aplicare a planului de restructurare. Potrivit oficialului, ineficiența aduce pierderi companiilor și clienților de peste 5 miliarde de euro anual. Aproximativ 27.000 de zboruri traversează zilnic spațiul aerian european, în timp ce ghidarea se face cu ajutorul unui sistem proiectat în 1950. Controlorii de trafic nu doresc să accepte noile propuneri și spun că se tem pentru siguranța pasagerilor.